Să vă arăt un lucru extrem de simplu. Aici sunt niște gutui, dar na, fiind cu tratamente, aranjați, curățați, arată ca la carte, nu că așa. Fertilizat solul. Și dacă tot l-am fertilizat, am pus ceva fasole diferite. Pe lângă asta, i-am făcut aici un lucru extrem de simplu. Nu crezut nimeni așa ceva. Absolut nimeni. Toți m-au jurat, m-au făcut în tot felul. Pe mine nu m-a costat nimic investiția asta. Și nu numai aici. Aici în grădină mă refer. Aici unde locuiesc. Pe Inimaș, că așa se cheamă acolo, cine știe zona asta, de Bistoinești, am și acolo 20 prăjuni, ești la fel de mari ca și ăștia, pe rod. Mai am 15 prăjuni din urci în gruchi și 30 de prăjuni la păroare, nu, care aia a spus ultimii. Și sunt și mici și mari, dar a spus ultimii. Față de trebuie ani de zile ca să fac să ajung mari, nu gata, i-am pus în 2-3 ani, gata, nu pe le va da asta 10 ani, am pus și vii, i-am pus de toate. Pe lângă asta cum am făcut, cât bani m-a costat, nimic, zero. Foarte mult o să zic că nu există așa ceva. Alții mai auzit, nu, cu fonduri europene, cu tare, nu. Nimic, absolut nimic. Cum am făcut? Foarte simplu. Înainte de a curăța pe prun, și acum mai este, de exemplu, pe unde nu-i curățat, pe unde nu-a scos lozia, era o groază de puieți. Mieri, pieri, prun, sălbați. Nu-și ne-am altuit, i-am pus așa cum i-am găsit. E care am cu bicicleta, dar știi, tot satul treaba asta. Tot satul, satul, mă refer la de jos. E care am cu bicicleta, nu avem mașină, nu avem nimic. Și la Nuși, deși am pus așa, bine, mi-o străcat pe acolo, o furat din ei care erau cei mai mari. Cei mai mari, tot ce l-au dat, rapid, că azi am pus, a doua zi a dispărut. Și am înlocuit alții. N-am mai găsit așa mari. Erau mai mici. Da. Apoi, ani în rând, eu scac cu ele. Am făcut diferite sesizări. Nu-i interesat pe nimeni. Nici pe poliție, nici pe primar, nici pe nimeni. Nu. Nu va avea nicio treabă, nu apără producătorul. Nu, e ceva din neînțeles. De asta numai la noi în România e treaba asta. În alte state nu există așa. Producătorul e primul, pe primul loc pus. Pentru că el produce tot felul. Tot felul de tot felul. Fructe, legume, carne, lapte, de toate. E de primul loc, dar la noi e pe dos, deocamdată. Și am adus sălbatici, prun, mer, per, cum am spus, cireș, tot felul. I-am plantat de toamnă, am stat un an să prindă. A doilea an am altoit. Clar că nu s-au prins toți, 90% s-au prins. Apoi am mai altoit și al următor, am mai înlocuit. Timpul a trecut, toți au râs. Dar toți au râs, nu că parțial. Toți au râs, du-te, bă, ce faci tu? Du-te, bă, nu faci nimic. Că, na, cam pe aici
cam pe aici, cam mentalitatea română, ca zic așa. Ce faci, băi, tu pui acolo în pământ, nu ele? Ce s-a lăsat în așa ceva să se ia? Da, Dumnezeu să le ierte. Toți, da, cartofi, fasole, mari, prășești, din asta. Nu te apuci de livezi, de nu știu, nu. Și la alții, sunt persoane pe care zici că, na, dacă, uite, nu mă luam după lume, nu dau nume, care nu, dacă nu mă luam după lume, uite, avem și eu tot așa sau mai bun chiar. Na, ce să zic? De asta zic, nu vă luați după nimeni, nu vă luați după, nu știu, vorbi vechi, vorbi de ură, de ocară, că și-nti crezi tu, nu știu, și una alta, nu. Cum gândiți dumneavoastră, deci fiecare cum gândește și ce-și dorește, va realiza exact cum își dorește. Eu am, să luăm așa după o pildă veche, când îi latră, ursul își vede de drum. Și eu mi-am făcut exact și cum am vrut. Și a ieșit cu succes. Sănătate și mult drag!